Ana Maria Prodan a lansat o carte și cu acest motiv a dat și un interviu despre carte, dar și despre situația actuală a divorțului. Pentru mine a fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii ca un vultur și să mergem mai departe și să ieșim din toată nebunia asta, să nu mai dăm socoteală, să nu mai dăm interviuri, să nu mai vorbim. Este un moment urât din viața mea pe care noi l-am șters cu buretele și mergem mândri mai departe. Familia asta, Prodan, va sclipi mereu. Este o viață de film, a spus Ana Maria Prodan. Despre carte, vedeta spune că acolo este toată viața, familia și cariera pe care le are, însă un capitol este cu mult mai special. Cea mai frumoasă parte a lecturii este momentul în care cititorul va ajunge la povestea de iubire dintre ea și Laurențiu Reghecampf. În această carte sunt începuturile mele. Capitolul cel mai frumos din această carte este dedicat fostului meu soț. Este un omagiu adus lui. În această carte sunt începuturile mele. Capitolul cel mai frumos din această carte este dedicat fostului meu soț. Este un omagiu adus lui, adus iubirii, în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil. Eu întotdeauna o să fiu alături, el știe asta. Dacă îmi va cere ajutorul, eu și copiii mei o să-l ridicăm. Până am reușit exact să înțelegem despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți. Sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei am decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert. Este normal să lupți pentru copii și pentru fostul meu soț, să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-și pierdă absolut toată demnitatea și toată mândria. Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloană vertebrală să aibă și ce demnitate să aibă. Eu știu și am știut dintotdeauna, doar că eu sunt Ana Maria Prodan, sunt unică și trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile până la capăt perfect. Eu voi pleda până la final pentru noțiunea de familie, pentru demnitate, iubire și respect. Iubirea este ceva superb, un sentiment care te înalță, trebuie să înțelegi iubirea, a mai spus fiica Ionelei Prodan. Veți găsi în descriere și în dreapta sus mai multe informații despre acest caz, despre cine este Corina, poze cu aceasta, declarațiile lui Prodan, dar și multe altele. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu acest subiect.